Deșteptarea. Că întârzie să se găsească o soluție în conflictul ăsta din coaliția de guvernare. Și va mai dura o scurtă recapitulare înainte de știri. Ieri președintele Klaus Iohannis l-a revocat pe ministrul justiției Stelian Ion. A semnat până la urmă. A semnat până la urmă, ca să nu existe dubii. USR Plus spune că va iniția, va vota, va fi alături de o moțiune de cenzură care să îl răstoarne pe Florin Câțu. Ei spun așa: vrem în continuare să facem parte dintr-un guvern de la putere, dar nu cu Florin Câțu. De asta nu ne dăm încă demisia. Miniștrilor încă nu-și dau demisia. Și se întâmplă următorul lucru: USR Plus negociază cu AUR sau cu PSD pentru voturi care să ducă la căderea premierului, respectiv a guvernului, ceea ce va forța numirea unui nou guvern, da? În care, să zicem că președintele ar putea să numească pe altcineva. Ar de putea la să-l propună din nou pe domnul Cățu, președintele, în cazul în care guvernul va cădea prin... A existat o discuție în cazul Boc, la un moment dat, o chestiune de genul acesta. Nu cred că îl poate propune, că tocmai asta este esența. Că răstorni guvernul condus de personajul respectiv, nu poți să pui unul după altul. Probabil că nici nu ar accepta USR Plus un astfel de lucru, dar e mai complicat. Dacă moțiunea de cenzură nu va trece, spune USR Plus, atunci miniștrii noștri își vor da oricum demisia. În orice caz, este pus acest partid într-o situație destul de complicată, pentru că e greu de negociat cu AUR și cu PSD, pe care altfel îi consider dușmani naturali, să zicem așa. Adică USR Plus s-a născut tocmai dintr-o revoltă la ceea ce predică PSD și AUR. Poate pe asta s-a bazat și premierul când a luat unele decizii în care mod evident au supărat, da, USR-ul. Deșteptarea